a mușcat-o, frate. Doamne, ce ne mai distrăm! Go down, go down, go down. Go down and this is the hotel, but not ours. Mă simt pe Marte. Deși stau ăsta chiar e foarte frumos. Mi s-a făcut friguț. Cred că singurul spațiu în care voi putea dormi la noapte o să fie ăsta. Bine, n-am un perete și n-am două geamuri. Dar în rest, e ok. Nu știm unde mergem. Nu știm unde suntem. Nu mă uit decât la hosteluri. Uită-te. Ia uite. A, uite ce frumos. Asta e un hostel? Nu știu, pare ceva drăguț. Suntem într-o mică piațetă. Aici este o biserică. Eu sincer vreau să intru pentru că mă gândesc că e un loc foarte bun de stat la noapte. Hai să mergem la altul. Nu știu de ce se uită toată lumea la mine. Suntem frumoși. Nu, cred că ne-am plimbat de aiurea. E un concert de Crăciun. Vreau să stau, dar nu știu dacă putem sta prea mult. Trebuie să găsim un loc unde să dormim. La cât o să dormim, putem să găsim un loc și unde să nu dormim. Oricum, Catedrala Mântuirii Neamului o să fie mai mare decât mult asta. Mai mare. Asta. Foarte bun. Și probabil mult mai frumoasă. Da. La noi o să fie cu sfinți. Ei au cungerași. Ce mă bucur că sunt aici. Că și la ei artiștii sunt săraci. I-am văzut pantofii solistului. M-am pușit un râs în momentul când a deschis cărcățelul ăla la care m-am uitat toată ziua. Cu papucii aia scofâlciți. Nu poți să crezi și am zis același lucru. Bă, frate, erau atât de scofâlciți încât am zis, frate, săracuț, îți bai de capul. I-am zis că și la ei artiștii sunt săraci. M-am uitat, era praf. Ce vrei să mergi? Hai încolo, că încolo n-am fost. Că nu știm exact în ce direcție să o luăm, nu știm orașul, nu știm nimic. Ce față! Ne uităm ca proști la toate căcaturile și nu știm ce să facem încă o dată, stânga sau dreapta, înainte, înapoi. Păi am niște mai vagă idee în ce direcție să merg pe cuvântul ăla. Radu care zice să întrebe dacă știu ăștia vreo variantă de dorit. Dar ce vreau să zic e că n-am nicio speranță că mă găsi ceva. Oamenii ăștia vor să facă bani. Ce față de prost are. S-a uitat la mine ca la un ciudat. Păi ești un ciudat. Dai. Dacă tu crezi că poți să găsești ceva aici, a? Cred că mai mare succes am avea dacă am intrat, uite, într-o dată așa îmi cer o bere, m-am gândit. Nene de Crăciun, dă și mie o bere. Nene de Crăciun, ne dai și o bere. Dar trebuie să fim muci. Acum e rândul lui Bogdan să-și încerce norocul. Bă, ce drăguțe ar fi. Oricum, dacă nu o luăm toată noaptea, până la urmă unii o să ne lase, nu bag pe cel. Uite aici. Nu, hai să mai căutăm. Acolo se termină. Bogdan o să-și încerce norocul. Dar nu cred. Ce drăguț ar fi să fie niște oameni buni și zic, oh, băi, frig, mă, băieți, mă. Dacă băi e frig, uitați ce o cană de ceai caut. Sunt fully booked. Da, Bogdan tocmai a încercat hostelul care se cheamă Residence Hotel. Hai mă, de oboseală nici nu mai vedem, frate. Mă uit la hotelurile astea și nu mă gândesc de la... Wow, nu mă gândesc decât la cât de cald trebuie să fie. Da, și cât de moale trebuie să fie pat. Hostel. O să
avem noroc, o să avem noroc. L-au lăsat de prost pe Bogdan singur. Ce a zis, mă? A zis că mai are loc. Așa? Și-a plecat. A început să-mi se explic și m-a luat peste picior. Eu nu mai intru. Data viitoare intri tu. Nu se privească nimeni niciodată. Îi arată o hartă. Poate știe domnișoara de unde să ne cazăm. Cât de tare ar fi. Oh my god, oh my god, oh my god. Mă pot de frig. Te-a dat adresa la un alt hostel. Mi-a zis să venim după ora 11 și ne lasă să dormim în bucătărie. Nu te cred, să fac. Ba da, ba da, ba da. Ne lasă să dormim în bucătărie și să plecăm la 8 dimineața. Thank you. Thank you so much. Nu pot să cred. Ba da, mi-a pe hartă asta mi-a încercuit aici ca să nu pierdem, nu le deci. Mai avem 3 ore de stat. De ars ca proști. Seara dormim pe ceva, frate, și în cald. Băi, minunat asta. Există un spirit al Crăciunului. Te-a mușcat-o, frate. Doamne, ce ne mai distrăm.